astăzi tema piesei incorporate este a domnului Igor Ivanov, cunoaștem toții. La tema creșterea și furtitoare cereșului în funcție de stilul de conducere și tăierea pomilor, la specialitatea 4.106, pomicultura. În baza aprobării de către Consiliul de Conducere al ANCET, data de 29 septembrie, a fost aprobată componența Consiliului Științific Specializat. Și aș vrea ca să vă prezint domnul Ilie Ionică, președinte, doctor habilitat Știința Agricole, profesor cercetător, pește anomalie, star științific, doctor Știința Agricole, conferențiar universitar, Carlo Constantin, doctor habilitat în Știința Agricole, profesor cercetător, membru, Marius Valer, doctor în Știința Agricole, conferențiar universitar, membru, Vântul Matiu Jean, doctor în Știința Agricole, membru, și totodată au fost aprobat și recenzenții oficiați acestei tezi doctorat, și anume domnul Bolorean Nicolae, doctor habilitat, conferențiar cercetător, și domnul Grosu Ion, doctor în științe, conferențiar cercetător, referit oficial. Se propune ca să începem ședința. Ar vrea să aduc la cunoștință că teza de doctor, de doctorat este elaborată sub conducerea domnului profesor universitar, doctor habilitat, domnul Balan Bolorean, este prezent în sală, și ar vrea să ne adaug că și ca titlul onorific și ca laureat al premiului Național al Republicii Moldova, domnului științei, ca membru de onoare Academiei de Științe, și am întrebat că o cunoaștem cu toții ca o personalitate recunoscută atât în țară, cât și în Procotare. Practic, este un regulament elaborat de ANCET. Eu voi trece pe puncte pentru că realitatea se înregistrează. Aș vrea să înțeles că, practic, nu avem posibilitatea conform regulamentului să petrece ședința Consiliului, pentru că nu lipsește nici o reprezentare oficială, nici un membru așa la Consiliul Științei Specializat. Deci, în primul rând, aș da cuvântul domnul secretar științific, domnul doctor habilitat Anand Peșteanu, ca să prezinte materialul din dosarul pretendentului, la viziune care să am toate documente necesare pentru susținerea tezei de doctor astăzi. Mulțumesc, domnul președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență, în adresa Consiliului, conform regulamentului anexei 3, care este acceptat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității Educației și Cercetare, sunt necesare următoarele acte. Prima este decizia de formare a Consiliul Științific Specializat, care domnul Tonica i-a dat deja știri, și nu mai dau știri. A doua este să cere hotărârea seminarului științific de profil, care a fost avut loc în data de 11 iulie 2023. Ea este însemnată de către sectarul științific de vicepreședintele doamna Sava, adică este materialul în cauză. Plus la aceasta se cere mai decât lista celor prezenți la seminarul în cauză, în data respectivă, din 17 membri, absent a fost domnul Constantin Dadu, restul sunt prezenți. Plus aceasta este formularul evaluării tezei, cum a fost evaluată, cu punctajul care a fost atribuit, a intrat în categoria 1, de la 71 la 75 de puncte, care a permis ca să margă cu mici schimbări în ea. Plus la aceasta este cerința privința la publicațiile proprii la tema care se ascultă astăzi, la domnul Ivanov. Este lista cu toate 34 de lucrări care au fost publicate. De asemenea, este repozitorul Universității Tehnice a Moldova, lista respectivă. Ea este iscălită de către autor, este iscălită de sectarul științific al Senatului, ultimul domnul Spiridon Rusu, este certificat. Și aici se menționează că domnul Ivanov are 5 articole în reviste naționale de categoria B, plus la aceasta are 7 culegeri de lucrări, plus la aceasta are 14 în lucrările conferințelor internaționale, de psihotare 3 în Moldova, teze în culegeri științifice 2 și un brevet de invenție.
Plus, la aceasta îți cere avizul conducătorului științific, avizul conducătorului este prezentat, semnat de către domn profesor universitar, doctor habilitat Valerian Balan. În afară de aceasta, este necesitate de a avea la compartimentul respectiv lista la ce biblioteci, ori la ce întreprindere au fost expediate autoreferatele cu 30 de zile înainte de a începe, ori de a avea loc ședința. Practic este lista prezentă la 10 întreprinderi, este ștampila de la poștă, unde practic este arătat că data de 16.10.2023 a expediat autoreferatele în adresa celor organizații care sunt cerute în anexa Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, plus la aceasta sunt listele la acele între organizații științifice, unde Consiliul Științific Specializat în ședința numărul 1 care a avut loc, a decis să le expedieze, adică la Institutul de Genetică, Institutul Științific Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare, Universitatea Tehnică, Școzare, Universitatea de Știință Vieții, Uniunea UNESCO de la Brat, Universitatea de Craiova, Universitatea de Știință Agronomică și Medicină Veterinară din București, Cluj-Napoca. Lucrul acesta este. Practic toate actele necesare pentru a fi ascultat domnului Mătuncu în ședința Consiliului Științific Specializat de astăzi, sunt în regulă. Stimați membri, ce întrebări este la domnul secretar? Sunt întrebări? Nu sunt. Nu sunt. Va, mulțumim. Trecem mai departe. Candidatul la titlul științific prezintă pe parcursul a 20 de minute teza, potrivit tezei și rezultatele obținute. Cred că domnul Ivanov, în 20 de minute, v-a sperit să prezentați rezultatul lucrării dumneavoastră. Onorată asistență, stimați membri ai Consiliului, domn președinte, bună ziua, am onoarea de a prezenta titlul lucrării și lucrarea dată, având titlul creștere și fructificarea cerejului în funcție de sistemul de conducere și tăierea pomilor. Cunoaștem bine faptul că cerejul joacă un rol destul de important atât în economie, cât și în plan social. Drept scop a acestei lucrări este sporirea productivității plantațiilor de cerej prin identificarea distanței de plantare, sistemul de formare și tăierea pomilor, precum și menținerea unui echilibru între creștere și fructificare. Drept rezultat s-au urmărit obiectivele generale, care constă stabilirea principiului teoretice de promovare sistemelor de cultură durabilă integrate, care asigură intrarea de curie pe rod a pomilor și de oferă un produs calitativ inofensiv pentru consumul uman. Odată cu apariția noilor portatori de tip vegetativ, este necesar de a fi introduse și cultura intensivă a Republicii Moldova. De aceea a apărut necesitatea introducerii acestor noi forme de portatori, altuiesc pe noi soi ce ține de fluctuațiile piață, ne imprimă cultivarea noilor soi. Ca și pentru prima dată s-a stabilit distanțele de plantare optime pe portatorilor în Gizela 6 în cadrul Republicii Moldova. Au fost elaborate metodologii de formare și tehnologii de întreținere a coroanei pomilor de cereș în formă de vas întârziat. Pe parcursul duratei experiențelor, practic, am participat la 3 proiecte, împreună cu colegii din 2012 până în prezent, iar datele obținute au fost raportate anual la Consiliul a Facultății, și au fost discutate la 200 conferințe naționale și la 3 expoziții internaționale. Obiectele de studiu care au fost luate în calcul au fost sub două soiuri în cultura clasică. Valerii Cicau și Recur au tuit pe Macalie la o distanță de plantare de 5-6 metri, precum și alte soiuri, pe care au urla Adriana, Ferovia,
Cordia, Schina, Labinsu și Regina, autorite pe portal 2.06, la distanță de 4-5 metri între rânduri, și 1.5-2.5 pierd în sistemul de cultură intensivă. Zonarea lucrării sau experiențelor prinde în zona de centru și zona de sud a Republicii Moldova. Prima experiență a fost instalată în satul Negurei, Raionul Chelemești, în cadrul întreprinderii ProtGat, într-o plantație din 2010, autorificiul 06, distanță de plantare 4x2 metri, cu soiurile Adriana, Pirovia și Schimă. S-a preconizat trei tipuri de formare a coroanei, corana naturală ameliorată cu volumul redus, fusul subțire ameliorat și vasul ameliorat aplatizat. Cea de-a doua experiență, în satul Cacu, în satul Urlacul, Raionul Cacu, într-o plantație din 2010, pe portal 2.06, s-au preconizat soiurile Bigarov, Urlacul, Perovia și Lapins, distanță de plantare 5 metri între rânduri, 1.5-2.5 între pomperi. S-a preconizat două forme de coroană, coroană naturală ameliorată cu un redus și fusul subțire ameliorat. Urmărim secvențe de instalare acestor experiențe. Cea de-a treia experiență, zona de centru, satul Mălăiești, Răunul, e în întreprinderea proprie, practic, într-o plantație clasică din 2003, având drepturi Valeriu Cicalu și Report, altuit pe Mahalep, distanță de plantare 6-5 metri, formație coroană naturală ameliorată cu volum mare, s-a preconizat 4 sisteme de tăiere. Două sisteme prin tăiere de întreținere și fructificare în perioada de repaus și vegetație, și două de tăieri de fructificare, de reîntinerire, de eșalonată ramuri 3-5 ani, iarăși în două perioade de vegetație și repaus. Cea de-a patra experiență în aceeași întreprindere, dar în altă plantație, din 2011, cu soiul Ferovia, Cordia și Regina, au venit pe 06, la distanță de plantare de 4x2,35 metri. Chiar și s-au preconizat trei forme de coroană. Urmărim deja secvențele de înființare. Lucrările, toate experiențele și calculele obținute, rezultatele obținute au fost efectuate atât în câmp cât și în laborator, respectând toată metodologia din cadrul Agenției Naționale. Toate experiențele au fost, sunt înființate pe solul cernozionice, comparativ omogene. În fiecare levadă este instalat stație meteo pentru monitorizarea condițiilor de creștere, precum și toate plantațiile sunt sub formă de irigare precurată. În cadrul experiențelor și parcursul anului s-a efectuat formă de tăiere a pomului de cereș în formă de cupă, care și este predietul. Imaginea următoare este prezentată. Metodologie de formare, atât teoretic cât și practic. Menționăm că, practic, introducerea portatorilor de vigoare mică, vegetativi, s-au făcut calcule și măsurările corespunzătoare. Observăm că lungimea rădăcinilor este determinată de rădăcinile fibroase, și iar masa acestora de rădăcinile de schelet. Și observăm că, practic, în stratul de 20-60 metri sunt afectate majoritatea rădăcinilor, iar la distanță de la 0 la 75 cm față de trunchi sunt pe lungime repartizate aceste rădăcini. În toate experiențele la pomilor autoistici 0-6, practic, observăm că în primii 3-4 ani nu se evidențiază diferențe de creștere între soi, forma de coroană, însă în următorii ani este în strânsă legătură cu forma de coroană aplicată, distanța de plantare din experiență. Iar în cazul plantațiilor clasice, observăm că în plină rotire aceste plantații intră în anul 9-12 și înregistrează valori optime de fructificare la înălțime de 4,32 metri înălțime, iar diametrul coroanei până la 4,35. Observăm că lungimea medie, practic în perioada de creștere,
intensivă a pomului, care s-a înregistrat în 2013, cel mai bine se evidențiază soiul Ferovia, la forma de coroană, fostul subțire ameliorat. Iar în anii trece, următori, lungimea medie a ramurilor este în descreștere nesemnificativă. Suprafața foliară, iarăși observăm că în 2017, când a intrat plantația de înfructificare anual după plantare, practic observăm că în 2018 strâng cel mai mare valor la soiul Cordia și iarăși observăm acea lipsitate că încet, încet suprafața foliară pe parcursul înaintării înfructificare încet scade. De asemenea, cadrul experiențelor s-a monitorizat regimul de lumină în coroană și observăm că, practic, de la ora 9 până la ora 13, unde atingem maximul de insolație, este în creștere, după care încet, încet descrește. Și cea mai bine parte expusă în insolație este partea de estică și centrul coroanei. În cazul potențialului productiv, s-a făcut calcul în ceea ce ține atât teoretic cât și practic și putem evidenția în cazul soiurilor autoepice 0 la 6, distanța recomandată 4 metri, obținem cel mai mare potențial de producție. Iar în cazul soiurilor din cultura clasică autoepice Mahalev, cel mai optime potențial de producție este la distanța de 6 metri. În cazul fructificării pe ramuri sau obținerii fructurilor de pe ramuri, observăm că la o distanță al starului de 40 cm, practic, obținem cele mai bune calibre a fructelor și cea mai calitativ din punct de vedere a masei fructului. Însă, noi cunoaștem bine faptul că cireșul este o specie predispusă la supraîncărcare și observăm că cele mai mici valori de legare mugurilor obținem la varianta de 20-30 cm creștere. În cazul recolte de fructe a pomului de cireș, se evidențiază cel mai bine soiul Schina, cu potențial productiv mai înalt, este un soi autofertil, și pe durata cercetării, practic, media multianuală este în jur de 14-15 tone. Însă, putem evidenția în 2016, unde s-au obținut în jur de 26 de tone per hectare, coroana natural ameliorată, în cazul coroanei pus 28, vasul ameliorat 24. Și este necesar de a menține acea recoltă în jur de 15 tone pentru a avea acele producții calitative. Iar în cazul plantațiilor clasice, soi valerici, calor și de portul, iarăși este necesar de a menține aceste valori în jur de 15-16 tone și putem evidenția anul 2017 cu recolte de 23-24 și la record până la 30 de tone per hectare. În laborator, practic, cultura, cireșele recoltate au fost testate privind calitatea lor și observăm că odată înaintarea, în maturarea fructului, crește și substanța uscată, începând la 43 până la 18,5%. Această legislație s-a menținut pentru toate soiurile. Această legislație, de asemenea, se menține și o în dependență de masa fructului și de diametrul fructului. Cu cât înaintăm în maturare, cu atât și diametrul crește și masa crește. Urmărim secvențe de efectuare în timpul recoltării. Analizând datele obținute, practic ajungem la o relație dintre dinamică și masa cereșilor la recoltare și se poate destabilit având un indicator, putem stabili sau masa, sau diametrul fructelor. În cazul repartizării cireșilor pe ramuri,
se evidențiază că cele mai calitative fructe sunt amplasate pe ramurile orientale verticale și orizontale, obținând un diametru până la 30 de milimetre, iar ramurile pandante trebuie eliminate din coronament, practic obținem cireșe nedinferioare. Cele mai bune fructe le obținem în cazul ramurilor buchet în vârstă de 1, 2, 3 ani, însă pe ramurile 1 și 2 ani obținem cel mai calitativ, în anul 3 și următor, practic obținem calitate mai inferioară. De ce este necesar de a menține rotația acestor ramuri buchet numai mai în vârstă de 3 ani zi. În urma cercetărilor și pieții acestor fructe, practic putem evidenția că din 2012 până în 2022 prețurile cet sunt în creștere, însă avem probleme ce se țin cu embargoul 2014-2019, care și-a determinat eliminarea fructelor din cadrul pieței a calibrului mai mic de 25 de milimetri. Este necesar de a introduce sortiment a căror calibru depășește 25 de milimetri. Ce ține de evidență economică și de producere, practic putem evidenția forma de curanul vaselor ameliorat aplatizat, care obține calități net superioare și un volum de reportare destul de mare și cea mai mare rentabilitate obținem la soiul Adriana, s-a evidențiat, condus după vasul ameliorat, aplatizat. O altă legitate, ce ține de profitul obținut, practic observăm că în cazul culturilor intensive, în sistem intensiv, distanța de plantare de 5 pe 1,5 metri ne asigură profituri net superioare, ce ține de fusul subțire ameliorat și obținem randament maximal pe această distanță. De unde putem concluziona că, odată cu creșterea numărului de plante la hectar, obținem profituri mai mari. Domnul președinte, stimată comisie, dacă îmi permiteți, nu dau citire la concluzii, practic ele au fost concluzionate la fiecare tabelă în parte. Am strâns deja direct la recomandări pentru producere. Și în cadrul tezei au fost elaborate procedurile formare a coroanei în formă de tuta a pomelor de cireș conform brevetului, este recomandat pentru producere. Pe solurile cernozionice, cu nivel mediu de fertilitate, nivezele de cireș, altuit pe cizeala 6, sunt și este necesar de format sistem de coroană cu volum redus, dimensiuni optime ale geometriei, sunt 4 pe 2 metri, având o înălțime a coroanei de până la 3 metri, înălțimea coroanei în partea de jos până la 2 metri, iar în partea de sus la 1,2 metri. Sau în cazul, având distanțe plantare de 5 pe 1,5 metri, înălțimea coroanei nu trebuie să depășească 3,5 metri, lățimea coroanei în partea de jos nu trebuie să depășească 2,4 metri, iar în partea de sus până la 1,2 metri. În sistemul clasic de cultură, de utilizat tăierile eșolonate de 3-5 ani, în perioada de vegetație, iar în plantațiile de cireș cu pom autoexplicizeală 6, de executat lucrări de afânare a solului, adâncime de 15-20 cm și numai aproape de 75 de cm față de trunchi. De utilizat îngrășămintele pe rândul de pom, în fâșii de 1,35 m lățime, iar cele de fosfor și potaș le incorporat în sol la distanță de 50-75 cm față de trunchi cu o adâncime mai mare de 20 cm. Scurtarea lăstarelor se efectuează la 20-40 cm lungime, care permite formarea mugurilor florali la baza lăstarelor și 1-3 muguri vegetativ deasupra celor florifere. Și drept sugestii pentru discipoli și pentru, chiar și pentru mine personal, este necesar de identificat factorii biotici și abiotici, definie sistemul de cultură, constituirea unor plantații de cireș care să
intercepteze până la 75% de lumină solară disponibilă prin determinarea corectă a densităților de plantare și formând o coroană corespunzătoare și realizarea unui echilibru fiziologic între creștere și fructificare. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper să mă încadrați. Nu vă mulțumesc pentru raport. Stimați, sunt membri a Consiliului Științei Specializat. Trecem la întrebări și răspunsuri. Poate să dai întrebări și membrii comisiei și prezidenți care sunt în sală, în urmă, prezentați-vă care vă cunosc și așa mai departe. Ultim, întrebări la domnul doctorat. Pe tema tezei de doctorat care a fost prezentată. Ultim, domnul, ați spus că independență de formare, de metodă de trăiere, de că obțineți roade sporite și am vrut să vă întreb, că dacă ați cercetat conținutul biochimic la fructele obținute, deși pentru că, dat fiind faptul că unde crește volumul, scade calitatea. Dacă aveți așa de informație. Nu s-a urmărit acest scop în cadrul lucrării, nu s-au efectuat cercetări biochimice a fructelor, însă rămâne de pe viitor. Aș vrea să întreb, că sunt mai multe experiențe în trei zone ale Republicii noastre. În primul rând, vrea să află anul de intrare pe rod, dacă acestea au fost înființate din sânul. Anul de intrare cereșului pe rod și materialul servitor. Este produs la noi Republică sau e importare după acotare? Două experiențe, ce ține de plantația de la Chelenești cea de la Cacu, care au fost înființate în 2010, practic au fost material importat din Grecia, portatorul a fost populat și nimeni ce plantat deja în când. În cazul dat, anul de intrare pe rod a fost anul de 4, după plantare, iar în rodul economic, 5-6. În cazul plantației clasice, anul 9-12 am intrat în rod economic. Deja. Deci el așa purtă întoie, pe zi la 6, nu? Nu, pe Mahalie. Zic clasic. Da, cultură clasic. Da, în cerătare. Dar pe zi la 6, materialul importat și materialul produs pe noi în țară, au intrat pe rod în același an sau nu? Nu am avut pe zi la 6 material, deoarece sunt soiuri noi pentru perioada ta. Au fost soiuri noi pentru cultura cereșului în Republica Moldova. A fost doar material important. Ok, ce are vreo mai sănătate, domnul doctorant? Poate, dar și noi. Domnul Ivanov, așa o întrebare. Menționați foarte des noțiunea de sistem de cultură clasică la cereș. Care este diferența în sistemul de cultură clasică și acel intensiv? Diferența din sistem clasic și cultură este mărirea numărului de plante la hectarul 1 și tehnologie deja aplicată. Sunt instalate cele sisteme de irigare, nu sunt instalate. Zic că eu fac diferența și facem diferența în sistemul clasic, practic, livada, unde 5-6 avem o livadă extensivă, iar în cazul portatorului nou, de vegetativ, practic, distanțele sunt cu mult mai mici de plantare. Ok. Referitor, mă uitat la un indicator care l-a studiat dumneavoastră, este influența lungimii ramurilor anuale asupra formării recoltei la soiul de cereș și regină. Și după indicatorii care ați prezentat, cu cât lungimea ramurilor este mai mare, cu atât și diametrul fructelor este mai mare. Cum explicați dumneavoastră acest fenomen sau această tendință? Pe o lungime mai mare a lungimii, practic obținem mai mult suprafață foliară care lucrează pentru acest report. Bun. Ce întrebări mai sunt? Primați, colegi. Așa o întrebare.
Dumneavoastră n-ați arătat în lucrare mărimea fructelor care au pasat la baza tramului, cum am dețin. În lucrare este, nu e prezentat. N-ați prezentat, de ce nu s-a făcut. Și vreau să vă expuneți calitatea fructelor care de la bază, tramului, cum am dețin, și cele pe buchet. Cele mai bune fructe sunt fructele plasate la baza stabului. În cazul când avem ramura deja buchet, obținem recolte cele mai bune pe ramul buchet de un an de zile și 2 ani de zile. Practic, 3 deja este mai bun. Poftim și întrebări voi mai la domnul doctorat. Noi cunoaștem acum că cei care exportă cireșul din Republica noastră caută fructe care nu mai mici de 28 de milimetri, 27. Aș vrea să vă întreb, dacă ați avut recolta mai mult de 15 tone la hectare, 20 tone la hectare, care a fost calitatea fructelor, care a fost mărirea fructelor? Fiindcă, și vă spun din ce, fiindcă am și eu o întrebare de cireș, cei care tot mă întrebau, mi se dau deodată, când și vreau să vin să văd, că dacă e 20 de tone la hectare, n-am și cumpărare de cum. Iată, vedeți cum sistemul de tăiere, forma și cum corelează cu calitatea fructelor, când 20 de tone la hectare și când 10 tone la hectare. După cum și-am menționat, observăm că în anul 2016, când a fost un boom ce ține de recoltă per hectare, atunci s-au obținut fructe uite, vedem că anul 2017 am obținut recolte destul de mari pe hectare. Eu sunt aici, care e recolte? 26. 26 toni? Da. Așa a fost, da. 2016, 28 în cazul de soiul în schimă. Calitatea fructelor noastre a fost destul de inferioară. A fost greu de realizat. De aceea, în anii următori, obținem și vedem, practic, pe datele obținute, recolta scade drastic. E scăzută intenționat pentru a menține acel prag de în jur de 15 tone pentru a menține calitatea fructelor. Asta e nici indicatorii de valeri și capul și recolte. Următorul tabel. Aici. Păi din cazul de lămărit aici, cum ați realizat fructele și unde? Chiar 16 tone, 20 tone. O parte din fructe, ele fructele au fost sortate manual, și o parte din fructe a fost destinată pentru prelucrare, iar o parte pentru piața locală. Și luăm în cap acel embargo, practic aici a fost un dezastru, ce se ține de realizarea producției. Poftim, ce întrebări mai sunt? De ce? Domnul doctor Popa. Domnul Bunov, referitor la o recomandare pe care ați făcut dumneavoastră, valoarea substanței uscate solubile în fructe poate fi folosită la terminarea momentului 8 de recoltare. În funcție de soi, valoarea trebuie să fie diferită de cansoiul care dumneavoastră ați luat în studiu sau la toate e aceeași valoare trebuie să fie luată în considerație când determinăm perioada de recoltare. Cel mai bine pentru determinarea momentul optim este fermitatea, însă diferența mare între soiuri nu am înregistrat. Ceea ce ține de substanța uscată. Și el poate fi aplicat pentru tot sortimentul, însă în dependență de fermitate și în dependență și de coloranit. Eu am o întrebare. Spuneți, domnul doctorant, dumneavoastră, practic, a studiat toți factorii de structură a plantației. Soi, portatori, schema de plantare, forma de coroană și înfrețirea, tăierea în rod. După părerea dumneavoastră, ați făcut o analiză. Care dintre aceștia factori este principal? Dacă ar fi fost prelocat matematic mai mulți factori, înțeles, dar după părerea dumneavoastră, din experiențele acestea.
Primul loc, cam ce? Este distanța de notă. Așa, prima dată văd, pentru că este sol. Da. Nu? No? Da, da, mai departe. Da, matată cu pătă, da. Soiul e rău, poate să mă gândesc cu mine. Da, dar eu sunt 15. Eu de acord, pentru că tătării ne spuneam, soiul are o valoare foarte mare, dar totuși, un soi bun, cu o tehnologie, cu o vechere... Complexitatea, da, da. Sau nimeni, așa e, tătării. În ziua de azi, în producere, nu îți permiți deja. Atunci apare o întrebare care a fost pusă de domnul doctor Popa. Diferența între schemă extensivă, clasic și mai departe, și intensiv. Graf tot a spus că schema de plantare. Dar dacă plantația de cireș extensiv este irigată, producție mai mult primești la hectare, care e intensiv, care e extensiv? Care e aici principal? Care e? Productivitatea sau numărul de plantare? Până la urmă, totul se reduce la partea economică, financiară. Și la productivitatea? Da, mulțumesc pentru răspuns. Să fim ce trebuie mai sănătate la domnul doctor. Mai poate o întrebare. E un studiat care va fertilizant foliar la diferența dumneavoastră? Nu a fost în sarcină, da? Să spuneți, domnul Ivanov, care este perspectiva la portaltoiul de Zela 6, care l-ați studiat dumneavoastră în cercetările care le-ați condus pe o perioadă destul de îndrungată, și la portaltoiul Mahalin, iarăși, în condițiile Republicii Moldova și cu acele schimbări climatice care se așteaptă, care deja ne-am văzut în țara noastră. Sunt binevenite ambele portaltoiuri, practic avem și soluri degradate, avem soluri pantă mai, unde poate fi instalate aceste plantații pe Mahalet, unde avem soluri buni, fertile, unde avem acele nivele, deja se putem trece la portaltoiuri vegetative. Și încă o întrebare, domnule președinte, utilizând biotipul acesta de portaltoi, noi, în cadrul coloanii, avem diferită cantitate de macro-structură vegetală, lemn. Pentru a menține, nu știm, un kilogram de lemn, între vești atâtea substanțe plastice, putem obține undeva la 2-3 kg de fructe. Cum vă uitați dumneavoastră la conceptul ăsta din punctul de vedere al dumneavoastră? Este necesar de a obține pe o suprafață cât mai mică din fructificare, atât mai multe fructe. Și este binevenit atunci când obții, nu crește în el, ci crește în fruct. Mulțumesc. Ați studiat sistemul radicular la portaltoi de la 6. Cu ce el se deosebește de oameni sau cum sunt apăsate rădăcinile pe acest portaltoi? Este ceva deosebire de Mahalet? În primul rând, ancorarea diferită. Practic, la Mahalet, pământ se ancorează bine. Pe solurile mai disipoase, acest portatoi necesită și subținere. În cazul plantațiilor, din experiență, subținerea nu a fost instalată. Însă, practic, observăm că la distanță de până la 60 cm, ce ține de portatoi vegetativi, mai adânc puțin să duce. Dar avem și să începe mai mult rădăcini. De la 20 până la 60 aici sunt. 20-60. Poftim, ce întrebări mai sunt? După părerea dumneavoastră, și ar fi așa, suprafața plantaților de cireș care ar trebui să fie în Republica noastră, în Moldova. Nu este un fapt. Zic, dacă intrăm pe piața internațională, nu este un factor limitativ suprafețele să le limităm ce este din cultura cireșului. Însă pentru piața locală deja trebuie făcut un calcul. Cât consum, cât este. Dar faptul că noi exportăm aceste fructe, nu e un factor limitativ suprafețele plantate. Dar care e totuși factor limitează? Cel mai mare factor în cazul cireșului este forța de muncă. Preț. Prețul semenței. Pierdere comerții. Poftim?
factorii pedro-ecologici. Ne-ar permite cât să avem noi? Nu am făcut așa de asemenea calcul. Să timp îți fac bani, problema faptului limitativ este forța de muncă. Bun. Ce trebuie de avea? Domnul agent, eu nu. Cât avea? Bine să aibă. Totul depinde de amplasarea acestui agent. Dacă avea o viață de forță de muncă aproape de Chișinău, unde ar putea mărezina forța de muncă, dar să se avanță și la se limitează doar în dependență de forța de muncă. Poftim, domnule. Ați studiat, domnule Ivanov, un șel, vreau apă, un număr de soiuri. Dacă dumneavoastră, la momentul actual, îți planta o livadă de cireșă, care din soiurile studiate se vor regresa în plantația de viitora dumneavoastră și care portau tot? Eu am să mă limitez deja la acest ținut de piață. Un randament sporit obținem la soiuri de timpuri. Ar fi bine aici Sweet Early, Sweet Gabriel, practic, Rocket-ul, da, e puțin mai târziu. Și soiurile tate, Regina, Cordea, în zona, da. Mai târziu de Cordea, deja iarăși decade prețul. Poftim, ce întrebări mai să văd, domnul doctorant? Sfatul unul, poate și mai pe eu cred că sunteți la curent, dacă sunteți producători de cireș, cam asta s-a dus în principiile de acordare subvențiilor, numai decât trebuie de utilizat irigarea plantației de pomicule. Cum credeți, la cireș, în cazul în care noi vom utiliza și portatoarele generative, vreau să spuneți că în unele cazuri sunt și portatoarele generative, numai decât este nevoie de irigare sau s-ar putea undeva ceva de plantat și fără de sistem de irigare? Statul tot timpul vrea să se asigure banii proprii. În cazul în care producătorul are semene de lemn și poate face o producție calitativă pe soluri neirigate, sunt binevenite, deoarece și acele investiții inițiale pentru a înființa o plantație cu portatoare generative sunt mai mici. Însă obținem și calitate de fructe și cu acești portatoare. Sunteți de acord cu această decizie sau? În cazul cireșului. În cazul cireșului. Da. Mulțumesc. Mă fac și o întrebare. Devenind întrebarea de cam costurile. Care ar fi costurile dintr-o plantație generativ, portator și vegetativ? Pentru ființa. În ziua de azi, nu știu prețul la pomii de experiență. Pe generativ. Însă, la costurile de investiții inițiale, practic până în 3 ani de zile, ajungem peste 40.000 de euro pe hectare. Și când se recuperează dacă suma aceasta? Dacă e un agronom bun și asta, n-am șapte... Un agronom și condiții bune la cereți. Și o piață bună. Când e factorul principal, e agronomul. Domnul președinte, vă întreb și pe acolo, Ivanov, Matare a făcut cercetări portautorul Mahalev. Dar după cât eu cunosc și colegii de la Institutul de Știință, de Horticultură, o să fie de acord, portautorul ăsta nici nu e înscris în catalogul soiului. Statul dau deja în caute lucruri de subvenție la producătorii de plan, adică la producătorii care înființează plantații pomicului. Cum credeți, Mahalevul ăsta o să aibă în continuare succes, fiindcă știm că el este derusat, nu sunt plantații mari și tot așa mai departe. Deci, colectat din diferite și de alineamie, când se părți, o să fie succes la portul. În cazul dată, au de lucruri institutele. Să ne dă în nou producătorilor, portatorii, curat. Bun, poftim. Ce trebuie mai să ajunge. E mai interesantă, e mult interesantă și de-aia.
Întrebări nu sunt, luați loc. Vă mulțumesc, doamnă artiste. Trecem mai departe după scenariu. Să oferă cuvântul pe care o știți, pentru a atunci poate mă știu că o lecție este spus în aviz de seminar, știți, că nu de informativ în acel, și alte avize, dacă sunt de la organizații. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, practic, hotărârea seminarului științific este pozitivă, adică sunt redate motivarea legii, temii, scopul, obiectivul general, unitatea și originalitatea, sportul metodologic, valoarea aplicativă, ce-o s-a redactat, numărul, calitatea publicațiilor, concluzia seminarului științific și profil, este teza de doctorat prezentată, prezintă o lucrare științifică actuală, complexă, finalizată, abordează conceptele și tipologii din ultimul oră, conține rezultate experimentale importante pentru sporirea productivității plantațelor de cerești, optimizarea distanțelor de plantare, elaborarea sistemei de formare, tăierea pomului și așa mai departe. Și se recomandă, și corespunde cerințelor în vigoare, înaintate de către ANACEC. Și competitorul, adică, este format în domeniul respectiv. Plus la aceasta, la tot la punctul ăsta, este arătat despre acele propuneri, ori observații care le-a înaintat expertul din cadrul Consiliului Național de Acreditare, asigurarea calității, educație și cercetare. Și aici este dat nemijlocit care a fost nota informativă, 10 puncte, plus aceasta competitorul a întocmit o tabelă unde a prezentat nota explicativă la fiecare punct, observația și ce acțiune a avut loc. Dacă este necesitate, dau citire. Dar, practic, dumneavoastră toate acele obiecții și recomandări care au fost înaintate de către Comisia de Experți din cadrul ANACEC, au fost corectate în lucrare și... Și prioritate, procesul verbal numărul 1. Da, și ele au fost prejudicate în cadrul procesului verbal numărul 1, când am stabilit, am aprobat referatul pentru publicare, atunci am prima întrebare, a fost nemijlocită întrebarea aceasta. Semnăturile sunt la toți membrii care au fost prezenți acolo, președintele, secretarul, conducătorul și candidatul, adică totul în conformitate cu cerințele ANACEC. Practic, obiecții nu sunt. Nu sunt. Nu sunt. Deci, trecem mai departe, stimați colegi. Îi oferim cuvântul domnului profesor Balan Valerian, un pretor științific, să prezeze persoana. Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Fiind prezent aici, am constatat, totuși eu cunosc pe domnul Ivanov 19 ani. De momentul când a stat student în 2004 la Facultatea de Horticultură, după aceea a fost masterant. Astea aduce în 2004. Și la nivel de recunoaștere. Și după aceea a absolvit masteratul la Facultatea de Horticultură, după masterat doctorantura, până în 2010 și s-a început epopeea cireșului din 2010, când au fost adus, după cum s-a constatat, portantorii populați din Grecia, au fost instalați în felurile de gospodării. Eu nu mă opresc la lucrarea de fel, pentru că domnul președinte m-a prea întâmpinat, să spunem despre domnul Ivanov. Deci, pe parcursul anilor, a demonstrat că este un specialist în domeniul horticulturii, în special în domeniul pomiculturii, unde am înființat și o întreprindere cu răspundere limitată la Mălăiești. Pe parcursul anilor am înființat mai multe livieți, în afară de ceea ce s-a spus aici, dar și astăzi
anul acesta m-a înființat o grad. Deci, el s-a aflat și se află tot timpul în domeniul pomiculturii. A fost modest, da, pe, direct pe tema cereșul au fost editate, după cum s-a spus, 34 de lucrări. Practic, domnia sa are 41 de lucrări, plus la aceasta 3 brevete de invenții, 2 se referă la măr, deși numai unul la cereș în cauză. După cum s-a spus, sau este stipulat în autoreferat, a participat la 15 conferințe naționale și internaționale, la expoziții de brevetare, plus la aceasta, eu am luat cuvântul ăsta la domnul Beștean acum, chiar l-a repetat de mai multe ori, deci tot timpul a fost prezent la Facultatea de Horticultură. Studenții Facultății de Horticultură, în fiecare an, nu o dată pe an, au fost prezenți în limbezele înființate la Mălăiești, Traionul, Orhei, după cum s-a spus. Întrebarea a fost, cred că, la mulți toți prezenți în sală, de ce cauză așa de târziu, domnul Ivanov susține teza, că doctorantura a fost lăsată mai de mult. Deci, el și-a pus scopul în ontogeneză de studiat cultura cereșului. Și întrebările care au fost puse, cred că în mare majoritate, domnul Ivanov a răspuns corect în viziunea mea, dar nu întâmplător eu l-am dus înapoi la cultura clasică, Valerici Calbu și Enecot, levata în cauză în fiecare an. A avut 15 tone și mai mult. Și primele cereși în Moscova erau Valerici Calbu. Și cred că domnul Ivanov nu m-a lăsat să mințesc aici și tata lui mi-a spus noi ne ducem cu cereșele Valerici Calbu și după aceea stricăm piața la Moscova. Fiindcă, pe urmă, cereșele și mai mășcate, de acum nu puteam să margă după Valerici Calbu, care aveau o mai mărunte, ceea ce a cenzurat domnul președinte. Da, de calitate mai interioară după mărime, în schimb, după calitățile gustative, desigur că erau primele cereșe și aveau un efect foarte bun. Și s-a accentuat foarte bine, că după anul 16, când a fost în Bărbou, gata, toți vor 28-32 de milimetri, ceva așa, în continuare. Deci, stimați colegi, eu v-am spus că numai 12 ani îl cunosc pe domnul Ivanov, pot să vorbesc în ore împreună, dar eu vreau să accentez ultimul moment. Domnia sa este pregătită a fi un cercetător științific în domeniul pomiculturii și nu numai. Vă mulțumesc, domnul profesor. Stimați membri, trecem la următoarea etapă, de care este oficial. Vă spune părerea asupra tezei. Care sunt obiecțiile? Începem cu domnul doctor abilitat, domnul Gărnu. Nicolae? Citește integral. Da. Sunt obiecții și nu știu. Obiecții se dau la zi multă, deși sunt împrăvizori cu hrașa. Așa, cerința integral. Cerința integral, nu știu. Pentru cerințele... Cercetările efectuate de către domnul Ivanov Igor sunt dedicate unei culturi de o importanță economică ridicată. Fructele reprezintă o sursă bună de compuși antioxidanți și alte substanțe organice, cum ar fi zaharul de acide organici, minerale, fiind un produs alimentar sănătos, de valoare comercială, spirituală.
În Republica Moldova, condițiile termoclimatice de creștere și fructificare sunt destul de favorabile pentru speciile bubicole, inclusiv cereșul care ocupă o suprafață de 4.000 de hectare cu o producție de peste 10.000 de tone fructe. Conform anumele de statistici a Republicii Moldova, producția globală de sămbroase a constituit 182,7 tone în anul 2021, iar ponderea cereșului constituie 5,6% și sunt cultivate în întreprinderi agricole, gospodării de fermier și gospodării populației. Actualmente, asigurarea cerințelor pieței interne, cât și cele externe, este posibilă în acel rezultat pe dobărări a noilor tehnologii moderne și inovative a producerii cerințelor. Obiectivul general este constă în stabilirea principiilor teoretice și practice de promovare a sistemului de agricultură, durantele integrate care asigură intrarea timpurilor a pomilor de cireș pe rând economic și producerea fructelor de calitate și, și sănătoase, solicitate de, solicitate și competitivitate de piață pentru optimizarea structurii plantației la un consum redus de energie convențională. Teza conține 192 pagini și este expusă pe 122 text de bază. Lucrarea include adnotări în română, engleză și rusă, lista de tabele și figuri, 4 pagini, lista abrevierilor, o pagină, introducere, 7 pagini, urmate de analiză și situații în domeniu. Tezi, 21 pagini și 3 capitole de bază care includ 89 pagini și care, ca ținut, felisează cu sinteza problematice tratate. Teza este ilustrată cu 31 tabele și 45 figuri. Lucrarea conține concluzii și recomandări pe 4 pagini bibliografie, ce include 69 titluri, 7 anexe, declarație de responsabilitate, teza se încheie cu structura și volumul tezei corespunde cerințelor recomandate de titlul de disertare ca teze de doctorat elaborate de amatori. Domnul Ivanov, ei vor descrie bază teorice, strategii, întâlnire, analizii, situații în domeniu, menționând evoluția semnificativă înregistrată în ultimii ani, datorită celor de altor fertile, deșireș, de înaltă calitate și raportul autorului vegetative, de vigoare mică și minimală. Autorul scoate în evidență dependența formelor de coroană, vașireș, de asociația scorilor cultori, sol, relief, distanță de plantare, plină, care sunt subordonate la un randament logic și umană. Fundamentează teoretic și procesul de formare coroane, modul de denumire a ramurilor care trebuie să fie simple, orientate la obținerea de recolte, precoce, mari și economice. Un interes deosebit este acordat cerințelor față de productivitatea soiului de cireș, inclusiv pe plan internațional, care rezide în special în calitatea și calibrul fructului, textura, ferma pulpii, gustul și aromă intensă specifică de soiului. Problemele de cercetare formulate în teză argumentează necesitatea elaborării și implementării multe tehnologii de utilizare a formelor de coroană cu volum redus în sistem intensiv, devenind o problemă actuală de mare valoare pentru întrebezele moderne, deoarece contribuie la obținerea fructelor,
competitive pe piață și la valorificare optimă al lucrurilor manuale, datarierul pomelor și reportarea fructului. Scopul și obiectivele trasate sunt absolut originale, idei, inovative. Scopul lucrării se rezumă la elaborarea și implementarea tehnologiilor moderne, care sigur intrare prin curierii a pomelor pe cireștelor, precum și producerea fructelor prin identificarea distanțelor de plantare, sistemului de formare și tăiere pomelor, precum și menținerea echilibrului între creștere și fructificare. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constăm pentru prima dată la nivel național, au fost studiate toate etapele de constituire a plantațiilor de cireș cu soiuri din colecția mondială, alcuit pe portautori vegetativ de Sela 6, cu un nivel enorm de productivitate în zona publică, de sol și centru la Republicii Moldova și elaborate diferitele tehnologice, conformate cu îndrăgătate în vieții și apreciat cu distinții ca să luați interdicționale internaționale prin științe. Lucrarea elaborată de domnul Ivanov are un suport metodologic foarte bine expus. Obiectivele operaționale propuse au permis realizarea completă a scopului enunțat. Descrierea și argumentarea alegerii abordărilor, metodelor și tehnologiile utilizate este adecvată. Au fost montate experiențe staționare în lucrările experimentale a 13 cum și în laboratorii tehnologiei păstrării și provocării produselor agricole. În calitate de obiect de studiu au servit portatorii Pahalit și Gisela 6 în diferite combinații. Evaluările conțin descrieri morfologice, biomedice, fiziologice, biochimice și fizico-chimice. Pentru interpretarea rezultatelor științifice au fost aplicate relații de interdependență, metode de sinteză, de comparație, de analiză tabelară și grafică. Metodele folosite de către domnul Ivanov Igor contribuie la soluționarea problemei de sporire a productivității plantațiilor de cireș, nu numai pentru soiurile cercetate, dar și plăcuturile aplicate, în general, pentru soiurile de cireș, înregistrate catalogul soiurilor de plante, care pute și mai bune. Analiza rezultatelor obținute demonstrează o excelentă stăpânire a metodelor de studiu alese, iar prelucrările statistice și corespund studiul realizat și suficiente pentru abordare originală prezentată în lucrare. Autorul a obținut rezultate relevante privind indicatorii fitometrici ai pomelor și ai activității fotosintetice a plantațiilor de cireș în funcție de sistemul de conducere și tăiere pomelor. Interpretarea datelor este concisă și include determinarea procedurilor tehnologice de formare, tăiere și întreținere coroane, care asigură valori înalte de menținere a echilibrului fiziologic descris în capitolul 3. A fost cercetată influența distanței de plantare, forme de coroană și modul de tăiere pomelor de cireș în sistem clasic și intensiv de cultură, care asigură un echilibru fiziologic între creștere și fructificare. Monitorizați indici fitometrici a creșterii pomelor de cireș, inclusiv dezvoltarea și arhitectonica sistemului molecular, morfologie și structură coroanei. Rezultatele prezentate în capitolul 4 oferă răspunsuri complexe la problemele de cercetare privind interdependența randamentului plantațiilor de cireș față de efectul sistemului de conducere și tăierea pomelor asupra productivității și calității fructelor de cireș, precum și influența distanței de plantare și forma de coroană. S-a înregistrat formarea
repartizarea și diferențierea mugurilor de rod, repartizarea florilor și a fructelor de promoțiuni fructifere, legarea fructelor, metodologie de rărire a fructelor, intensitatea înflorire, fazele de dezvoltare a fructelor. A fost cercetată influența procedeilor tehnologice asupra dinamicii de fructificare și a plantațiilor, deci de și a parametrilor de calitate fructelor. S-a analizat dinamica acumulării, recolte de fructe și eficiența economică și a producerea fructelor în sistem clasic și intensiv în zona de sud și centru a Republicii și Moldova. În baza sistematizării și generalizării rezultatelor obținute, autorul formulează 14 concluzii generale și recomandări practice, de menționat că lucrarea elaborată de domnul Ivanov are contribuții practice și substanțiale în domeniul pomiculturii, confirmate prin implementarea rezultatelor în gospodării agricole. Autorul evidențiază aportul personal integral pentru prezentarea rezultatelor, analizelor, generalizărilor, concluziilor și recomandărilor, iar pentru aspectele inovative, respectiv conform cote părții a predetului de intenție, la elaborare tezei au fost utilizate sub 69 surși de bibliografi și identificare circa 40-50 ani. Problemele abordate în teză sunt concentrate promovării sistemelor de cultură, proadele integrate care asigură mâncare timpurie poporului pe celeși pe rod economic, care produc fructe de calitate și competitive și solicitați pe piață prin identificarea distanțelor de plantare, sisteme de formare și de tăiere, absolut, precum și prin menținere în un echilibru între creștere și fructificare. Menționăm că elaborarea și aplicarea procedurilor performante de obținere, creștere și păstrare fructelor, cu calitate înaltă și continuă, se constituie una din prioritățile pomiculturii și se regăsesc printre obiectivele programului de dezvoltare fructiculturii pentru anul 2021-2025, abordat prin hotărârea guvernului numărul 840, de 18.100.000 de rubrici. Conținutul tezei teme aprobate, creșterea fructificarea cereșului și în funcție de sistemul de conducere și pe ele fonduri, corespunde publicațiilor capitatului în rezultatul tezei. Rezultatele obținute de durata realizării lucrării au fost prezentate și discutate la 15 conferințe naționale și internaționale. La tema tezei au fost publicat 34 lucrări științifice, inclusiv 26 tehnici științifice, lucrările de invenție și 21 lucrări științifice, colegia de științifice. Nu o să dau și de obiecte, dar sunt nesemnificative. Unica și aș vrea să zic, trebuie să citesc în continuare, cu toate cu obiectivele denumerate, nu sunt obiectivită valoare științifică lucrării și pot fi cu ușurință lichidate. Astfel, teze elaborate de domnul Ivanov, creștere și fructificare cereșului în funcție de sistemul de conducere și de pomenul, este o lucrare științifică finisată, de valoare înaltă și corespunde cerințelor și norților elaborate de către ANACEC, către astfel de lucrări, conform domeniului cercetării efectuate, rezultatul științific și practice obținute și prezentate și scrierile la ședința Consiliului Științific din cadrul Universității dumneavoastră, iar cu psihologul Ivanov e vorbit de Consiliul Științific de tot conștiință trecută și specificate 4.1.6. Mulțumim, domnul doctor candidat, pentru avizul care l-ați prezentat. Acum mai dăm cuvântul domnului domnul Ivanov, ca să răspundă la obiecții pe care îi răspundă domnul candidat în avizul de la 4. Mulțumim, domnul președinte.
Mulțumesc, domnul Mărjuleanu, de timpul aportat examinării acestei lucrări. Analizând obiecțiile și sugestiile dumneavoastră, putem evidenția că majoritatea sunt pe baza erorilor gramaticale, unde a fost o scăpare de o literă, unde a fost o virgulă. După tipărirea lucrării de către autor, practic a fost dată analizei unui revist, unde a făcut corectări de corespunzătoare și eu sunt mai mult ca sigur că după corectarea acestor erori, sigur mai găsim două trei. Bun. Să ofer cuvântul domnului Borsu, care a venit așa. Toate etapele de construire a plantaților de cireș
Usluiesc din proiecția mondială de pe locul rată de anul de urmă de fără de schimbă la Sfântul Sfântina, a venit pe procuratorul respectiv din ziua 6, în zona de sud și în centru, pe Sfântul și Mordova și la Pratiți, se rinjit tehnologice. S-au documentat tehnologic și experimentat parametrii instituturii, la plasă medicină și din ținerea lor în echilibru fiziologic. Lucrarea a fost efectuată și elaborată în baza acestui studiu din 3 proiecte instituționale care au urmat în departamentul Cultură în anii 2012-2020. Piața este bine structurată și expusă în 130 de pagini tehnologice și în curtea. Anotare, cinești, rămân și engleză și rusă cu traducere, 4 capitole, concluzii și recomandări. Bibliografie cu 66 resurse. Care este și ilustrată cu 31 de tabele și 45 de figuri. Trebuie menționat că sunt și anexe 75 de tabele adiționale. În introducere este expusă motivația alegerii subiectului de cercetare, importanța și actualitatea chestii. Scopul și obiectivele de cercetări, proteza de cercetare, noutatea și originalitatea științifică. Valoarea este aplicativă prezentată în trebuie. Capitolul 1 cuprinde sinteza literaturii cu mediul abordat. Printre cele mai importante lucrări științifice este foarte pe plan mondial, analizând literatura, autorul descrie poate procesele creștere și modificării, conducerii și tăierii conturi, procesele de bază a făcutului coralilor vieții ieși, în diferite sisteme de cultură. Sunt descrise materialul ecologic, distanțe de vie reportare, forme de coral, parametrii constructivă coroană. Capitolul 2, obiectivele metode și obiectul metode și condițiile de creștere, pagina 41-56, competitorii formează despre obiectele de cercetare, principiile și de organizare și ambasare experiențelor, metode de cercetare, cazul de lucruri, unde s-a efectuat cercetările. Sunt descrise metode și analize biochimice în fructe. Este deschisă metodologie de determinare intensității luminii în corana pomilor vinicilor de calitate a fructelor. Capitolul 3 și 4, rezultatele cercetărilor, pagina 57-129, autorul descrie și analizează rezultatele cercetărilor. Sunt analizate competent și explicit indicatorii principali de creștere a pomilor de cireș, parametrii pomilor, suprafața, volumul și structura coranilor, dezvoltarea și arhitectonica schemelor de plaj, suprafața și indicii floreală, valorificarea suprafeței de nutriție, formarea și repartizarea organelor reproductive în coroane, productivitatea pomilor de cireș, calitatea fructelor, eficiența economică și rentabilitatea producerii fructelor de cireș. În rezultatul analizei minuțioase, la datele experimentare și literaturii de termen, de studii cu fructelor formulează 14 concluzii și 7 recomandări pentru producție științifică argumentare. Concluziile și recomandările sunt argumentate conform datelor obținute din tabele și figurile ilustrate. Rezultatele obținute pe parcursul realizării lucrării au fost prezentate și audiate în aceste conferințe naționale și internaționale, examinate și aprobate anual la Casiunea de Cultură a Facultății de Cultură în anii 2012 și 2020. În fapt, cercetările și problemele abordate în cheză au fost publicate 34 lucrări științifice, inclusiv 12 articole științifice, în prevedere de invenție, în jurul articolei cu lege la manifestări științifice, naționale și internaționale. Principalele noutăți elaborate care rezultatea cercetărilor cuptorului sunt identificarea distanței optice de plantare pentru cireș autentic pe pământul din ziua 6 și a formului de coroană pentru sistemul intensiv de cultură. Recomandări privind redefinirea eșalonată a ramurilor de schiet în perioada de repauză și vegetație la nivel de 3-5 ani pentru sistemul clasic de cultură. Determinat momentul optic de recoltare a fructului cireș și relația dintre diametru și masa fructului. Demonstrat necesitatea scopterii la stagă și determinată lungimea lăsată la tăiere, la tăiere procedurile efectuate după recoltarea fructelor. Din câte recoltitori au fost prezente 166 surse bibliografice, bine descrise și corect citate. Piețele de blocuri este scrisă într-o limbă literară, ușor de citit și înțeles. Însă,
pot fi menționat și unde e neajunsul. În experiență, trei variante, 1 și 2, nu se înțelege schema de tăiere a pomilor și de aceea vârstă a pomilor să începe. Rezultatele cercetărilor sistemul recurar la pomii de cireș de 3 ani, când ei au verificat complet suprafața din industrie, nu pot să permită de a face recomandări privind adâncimea lucrării solului, utilizării pășământului și nivelului. Lipsesc materiale administrative, fotografii. Unii expresii incorrecte, pagina 39, dresarea la stagul, forme de corală, cât mai lidere, pagina 46, piesul, șampanie, loc de șampanie, pagina 90, suprafața de fluid, de loc de sănătate, pădare. Iar lucrurile menționate mai spus, cum funcționează pe loc valoarea lucrării și a concluzilor la care a ajuns obiectivul. Menționez lucrarea este interesantă și ușor face lucruri care este din analiza cercetărilor efectuate. Consider că autorul este acumulat un grup mare de material științific despre cultura și ieșurile. După conținutul tezei, concluzii și recomandări, obiectivul este un cercetător format de nivel care există pe tot parte de ce lucruri de cercetare. Consider că reputația publică de cercetător prezintă interes pentru observați și protocolul lucrător, teza de lucru corespunde la cerințelor regulamentelor de lucrăt, care pot și mă rog, iar autorul, Ivanov Vigo, perite conferirea titlului de doctor în știința lucrurilor la specialitatea tasului 11 și 06. Mulțumim pentru atenție. Mulțumim, domnul doctor, pentru aveți cuvântul de fără domnului doctorant Ivanov, pentru Natalul Mori, vorbiți de scrie domnul Vostri. Mulțumesc, domnule Grosu. Da, audiențele sunt bine venite. Vă ajutam la creșterea datei creței. Vreau să explic ce este experiența numărul 3 în variante 1 și 2, practic, într-o plantație clasică. Experiențele au fost, s-au început cu vârsta anului 8 acestei plantații. Și varianta 1 presupune tăierile de fructificare specifice coroane de volum, coroane naturale amelorate cu volum mare, însă diferența dintre prima variantă și a doua variantă, practic a doua variantă este în perioada de vegetație. Tot aceleași tăieri clasice le aplicăm în perioada de vegetație. Iar ce este de acele frazeologii, cum țin cont de ele și măsurile. Mulțumim. Trecem mai departe, suntem alții membrii. Discuția asupra valorii științifice și a tezei, la care participă toți doritorii. Am vedere în afară de membri, pe membrii acestor științifici, pe cea de a vorbească în care parte. Dar cineva vrea să participe din sală, cine vorbească. Numai supra lucrării sau și în general? În general, stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență, în primul rând vreau să spun că pentru facultatea noastră astăzi este un eveniment extrem de frumos. Pentru asta am dat comandă și să pornești agentul termic, dacă ați observat. Citire de teză, în general vreau să spun că în ultima perioadă e un interes foarte sporit față de aceste culturi sâmburoase în pomicultură. În pomicultură din Republica Moldova, cireșul joacă un rol foarte important. Dar pe lângă aceasta, aș vrea să mai menționez un lucru, că eu sunt sigur că în zilele acestea ați văzut o știre, nu o știre, dar niște informații foarte importante, deoarece Republica Moldova, la momentul de față, este printre liderii la exportul de prune. Dacă ne uităm în emisfera de nord, doar în luna septembrie și octombrie, am exportat în aceste două luni peste 72.000 de tone de prune. După cum spune tot portalul, este fruct, până la sfârșitul lunii noiembrie, cred că o să fie până la 85.000 de
tone. Mare parte din toată această producție, după cum s-a menționat, este dusă în Uniunea Europeană, o piață care necesită calitate. Și respectiv, eu sunt sigur că din toți cine suntem din această sală, avem o contribuție enormă la obținerea calității, indiferent de ce specie vorbim în Republica Moldova. Vorbim despre prună, vorbim despre cireș. Ce este un lucru important, că în cadrul cercetărilor care se efectuează pe domeniul pomiculturii la momentul de față Republica Moldova, se efectuează cercetări și pe direcția cireșului. Da, eu dau seama că a fost o perioadă foarte îndelungată, dar această specie și necesită o perioadă foarte îndelungată de studiu. Domnul Ivanov a dat dovadă de o răbdare extraordinară. După cum a spus și domnul conducător, ne-a putut să vadă în general ciclul ontogenetic de dezvoltare acestei culturi. Eu sunt sigur că anume recomandările care au fost făcute de dumnealui vor sta la baza obținerii calității producției de cireș. Și la rândul său vor sta la baza exportului de cireș calitativ în Uniunea Europeană. Dar facem o diferență, deja toți trebuie să ne asociem la un lucru mai, la o piață cu mult mai calitativ. Deja nu avem acele cerințe cum eram în piață de ies. Astăzi, chiar anul ăsta, v-ați văzut că toți care vin și procură cireș, ce vorbesc? Vrem diametru mai mult de 28 de milimetri. Dar mai mult de 28 de milimetri nu poți avea în cazul în care nu se efectuează tehnologii moderne. Unele din aceste tehnologii au fost foarte bine descrise în lucrarea domnului Ivanov. Începând de la recomandări de metode de formare a formei de coroană cupă, după care care este aspectul geometric al levezelor condusă de boi cu anumite portatori de la 6. Adică sunt niște lucruri care, în momentul de față, noi, pomicultori, avem nevoie de aceste recomandări. Totodată, un lucru iarăși foarte important în lucrare, am văzut chiar și acele și iar ca recomandare, acele scurtări a ramurilor anuale la 20-40 cm. Iarăși, un lucru care determină calitatea fructelor. Și foarte bine dumneavoastră menționat astăzi când am spus că unul din factorii importanți care determină calitatea producției de fructe este tăierea. Deoarece eu vă spun, tot am o mică plantație de cireș, o plantație de cireș care nu este irigabilă, dar anume prin tăiere eu obțin calitatea fructelor. Eu îmi dau seama că așa plantație nu poate să aibă 10 tone la hectar de calitate. Deci eu fac tăiere mai puternică ca să obțin acele 6 tone la hectar, dar respectiv de calitate, de fapt. Deci e un lucru important, tăiere. Și acest lucru este foarte bine menționat la domnul Ivanov în lucrare. Deci eu cred că această lucrare are o valoare extraordinară pentru pomicultura Republicii Moldova. Iar competitorul sau doctorantul Ivanov, văzând prin ce ușurință a prezentat aceste date, cum răspunde la aceste întrebări, dă dovadă de un specialist desăvârșit, dă dovadă de o persoană care poate să înființeze și lucrările lui și respectiv experiențele lui și merită să aibă calificativul de doctor în știință agricole. Pe specialitatea pomicultură. Încă o dată, o lucrare de valoare foarte mare și mult succes mai departe. Domnul președinte, domnul cer scuze, domnul decan, a fost o întrebare foarte simplă. Avem aici în sală, în cauze, practic, nucleul pomicultorilor din Republica Moldova, este domnul director, este domnul vice-director, sunt colaboratorii Institutului de Horticultură și a spus întrebarea. Se poate, care este perspectiva portautorului generativ pentru livezele de viitor. Eu mă duc în sala aceasta, vin în fața studenților. Ce le spun eu? Eu aș vrea, că dar mă gândeam când eram în loc, să vin cu o propunere. În urma obținerilor rezultatelor respective, dedus la direcție de înregistrare soilor și de introdus numai decât acest portator Macalev în registrul de soi. Deoarece
haideți fiind coreți, absolut de televizorile de Cireș, marea parte, 80% sunt pe Mahalie, dar noi în registru stării Cireșul Amar. Adică sunt lucrurile... subvenții. Da, dar despre e subvenții. Înțelegeți? Adică toți unul cu mișmașuri, dar acest mișmașul n-ar trebui să fie. Și eu cred că un argument care i-ar convinge pe ei de la înregistrare, este viteza dumneavoastră, pentru că nu trebuie ratată lor, trebuie introdus acest portatoi în registrul de soi. Mulțumesc, dar mâine eu de soi. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Joscă, da. Mai sunt persoane care vor să-l spună. Da, eu vreau direct... Nu, acum mai răchez vorbi... La tieză, la tieză, da, vorbi, spate. Da, spate, spate. Nu mai ești la tieză. Domnul Comandant Președinte, stimată comisie, onorată asistență, da, într-adevăr, cheza domnului Igor Ivanov este o cheză de valoare foarte mare, nu doar pentru Fumicultura Republicii, și aș spune că valoarea ei a se revadă în timp, cum a menționat și domnul decan, pe fondul la schimbările climatice care aveau loc la momentul de față. A să ne întoarcem înapoi treptat la portatorii care să ne permită să facem agricultură în zonele cu irigare mai restrânse, mai reduse, deoarece nu în toate zonele din Republica Moldova noi putem să ne permitem să avem o irigare adecvată pentru a întreține plantațiile noastre. Chiar și ieșind din regulamentul de subvenționare, ați văzut că este un punct acolo la obținerea certificatului autorizație pentru irigare. Eu consider că asta să fie o problemă foarte mare pentru producătorii locali, deoarece această autorizație se obține destul de greu și, respectiv, a să fim nevoiți să ne reorientăm la careva alte metode pentru a asigura o producție destul de bună pentru a fi competitiv pe piață. Adorgând la competitor, a fost bine caracterizat, dar, într-adevăr, domnul Igor Ivanov este un specialist demn în domeniul său, a reușit prin parcursul a două decenii să devină un specialist cu renume în pomicultura din Republica Moldova. Acum a menționat și producătorul domnul Balan, de nenumărate ori dumnealui s-a împărtășit cu rezultate, adică cu cei ce au obținut în plantațiile sale, atât cu cele pozitive, cât și cu cele negative, cu studenții în timpul lecțiilor de practică. Domnul Ivanov a dovedit parcursul a unui deceniu că s-a format deja ca un specialist care este demn de a fi doctor în știință, în pomicultură și vreau să mă refer puțin la evenimentul de astăzi. Din păcate, în ultima perioadă, astfel de evenimente au fost mai puține la noi, la facultate, chiar și la departament. O activitate a fost mai amplă în ultimul an de zile, când s-a activizat și sper că lucrul acesta să prindă curaj și să meargă înainte. Și evenimentul de astăzi este un eveniment marcant în viața domnului Igor Ivanov, când el astăzi strânge roadele a 11 ani de muncă, cât și pentru știința Republicii Moldova, care primește un cercetător bine format. Și sper, domnule Igor, că să nu se oprească activitatea dumneavoastră științifică la etapa actuală. Sunt convins că am să ne întâlnim mai departe în comisii de examinare și de ce nu și pentru membrii Departamentului de Horticultură, care au nevoie de un specialist bine format pentru a instrui viitoarea generației. Cu această ocazie vreau să vă felicit cu rezultatele obținute și vă doresc la un mai mult și mai mare. Mulțumim, domnul doctor. Acum, stimați membri ca Consiliul Științific Specializat, fiecare membru aparte va expune teza ascultată și va da recomandări. Câte minute? 3-5 minute. 2 minute. Dar membrii Consiliului Științific Specializat se spun fiecare în parte părere despre noutatea, valoarea științifică și aplicativă a tezei. După caz, studentul va da răspuns. După caz. Dacă da, ok, domnul profesor Dara. Domnul profesor. Onorați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați invitați, am făcut și o analiză lucrării domnului Ivanov și vreau în primul rând să vă zic că am primit o plăcere să citesc lucrarea domnului Ivanov,
E scris scurt, explicit, profesionist și vreau să zic că lucrarea este dat unui studiu și a făcut un studiu complex la elaborarea unei tehnologii moderne a agricultura țării. Studiul este făcut asupra elementelor principale tehnologiei, asupra construcției plantațiilor. S-a discutat și aici soiul, forma din coroană, suprafețele de plantare, tăierea pomilor și în rezultatul căreia s-a dat o evaluare foarte bine alcătuită la părerea mea asupra celor mai elemente ale tehnologiei în care domnul Ivanov ne-a prezentat datele că, anume, în rezultatul acestei evaluări, acestei lucrări, se primește o eficacitate cea mai înaltă și cea mai înaltă recoltă la unitate de suprafață a nivezilor de cireș. Vreau să zic că am primit și o plăcere de la raportul domnului Ivanov, care ne-a prezentat un raport scurt, succint, profesionist și de aceea vreau să îi doresc și mari succese pe viitor. Cred că cunoaște, ne-a arătat din raportul lui, din spusele lui, din răspunsul la întrebări, că cunoaște foarte bine cultura cireșului, cunoaște foarte bine perspectiva dezvoltării cireșului în Republica noastră, cunoaște toate tehnologiile mondiale care astăzi sunt cuprinse la cultivarea cireșului. Despre două cuvinte despre actualitate temei, fiindcă astăzi, în perioada actuală de dezvoltare a agriculturii în țara noastră, eu cred că sunteți cu toți de acord că este ramura, cultura care aduce cele mai mari venituri a agențiilor economice. Și de aceea, eu cred că nici nu se pune în discuție actualitatea acestei lucrări, decât noi, cei care trebuie să dăm o evaluare a lucrării domnului Ivanov și să-i dăm o notă a acestei lucrări. De aceea, domnul Ivanov, vreau să vă doresc succese, fiindcă meriți pe deplin ca să ai această diplomă de doctor în agricultură. Agricultori, domnul profesor, sunt în stradă, în drum, ești. Agricultorii nu ies în stradă. Da, deci, domnul agricultorii. Așa spune. Nu se mai domnul președinte, nu mă asumie, nu se mai știe. Nu e asumie. Culturii cireșului, urmă că cerii să atragă o atenție deosebită cât în lume, atât și în țara noastră și datorită, în primul rând, apariției, adică creierii unui portalutor de vigoare mică, această cultură a devenit de la cultura clasică, a trecut la cultura agresivă, practic s-a majorat de 2-3 ori roada la hectar, s-a majorat productivitatea la recoltarea fructelor și la momentul de față cultura cireșului a devenit una din cele mai profitabile specii pomicole și la noi în țară. Deși prin asta și tema vieții de astăzi este foarte actuală. Conducătorul a propus obiectivele clare pentru niște momente care sunt foarte actuale la momentul de față, că nu este totul studiat în cultura cireșului, inclusiv și elemente agrotehnice. Și astăzi noi am ascultat rezultatele obținute de către competitorul referitor la formarea și tăierea pomilor, referitor la tăierea de renoirea coroanei, care tot sunt foarte actuale. La moment că mai avem livezi de cireș
volum mare care necesită reîntinerire și lucrarea de azi a arătat că aceste reîntineriri au un succes, se poate cu siguranță de aplicat în vest de noi. Au fost, de asemenea, studiate noi un portaltoi nou, adică nou la momentul de punere a experienței, el a fost nou, Gizela 6, și nu a fost așa de multe recomandări referitor la scheme de plantare, referitor la forme de coroane care sunt cele mai eficiente. Și azi, competitorul a arătat rezultate bune care pot fi servit la înființarea vezelor noi. De dovadă importanței rezultatelor care au fost obținute sunt numeroase publicații, în cantitate de 34 de publicații, asta pentru un doctorant este, chiar să spunem, un record, chiar și o procentă de invenții care au fost menționate la, cu diploma sau cu medalie de aur la inventica la Iași. Tot asta de dovadă că lucrarea merită de fi apreciată cu înalt. La majoritatea obiecțiilor care au fost depuse la cei care au studiat mai detaliat lucrarea, chiar și la ședința departamentului, la unitatea primară, urmă la seminarul științific de profil, la întrebările de post de pe profeție, referentul oficial, domnul Igor Ivanov a pus răspunsuri corecte și argumentate. Stimați membri de Consiliul Științific, eu consider că autorul tezei Ivanov Igor au acumulat un volum mare de materiale științifice aferente culturii Cireșului. Piața lui cu tema creșterea și putificarea Cireșului în funcție de sistemul de conducere și tăierea pomelor este o lucrare finalizată, corespunde cerințelor ANACER către astfel de lucrări și iar autorul ei, Ivanov Igor, merită de a fi de a conferi gradul științific de doctor în agricultură, în specialitate pe agricultură. Mulțumim, domnul doctor. Sistemul de formare, tăierea pomelor pentru a produce
fructe de calitate superioare. Ipoteza cercetare se axează toate obiectivele lucrării care sunt menționate în ea și din mijlocea se raportează pro scopul cercetărilor care le depus. Teza de doctor este un lucrare științifică originală, conține elemente din lucrare științifică, fiind elaborată în baza propriilor cercetări științifice prin materiale teoretice și argumentarea lor pentru a spori productivitatea plantațiilor, precum și elaborarea procedeilor de tăiere, de formare și de întreținere a pomilor de cireș. Cercetările au fost efectuate în zona de centru de sud, după cum a fost menționat în lui, pe două soiuri tradiționale și 7 soiuri noi din colecție mondială, dacă spun așa, că e două portatoare, unul care este utilizat în sistemul clasic și unul este utilizat pentru plantațiile de tip mondial la cireș. Ceea ce e important, că rezultatele obținute au fost publicate în 34 de lucrări, cum am fost menționat și este menționat, inclusiv 12 în articoli științifice, 21 în colegiuri și oameni științifice, totodată fiind confirmate printr-un brevet de invenție și apreciate la 3 distincții la soarele internaționale de inventică. Lucrarea dată are un conținut serios, bine structurat, fiind scrisă la un alt nivel științific, cu un limbaj clar și expusă în 136 de pagini, care conține toate capitolele care se referă la sprova intese. Concluzii și recomandările sunt expuse în teză de domnul Ivanov, sunt bine formulate, clar expuse, ele provin în mod logic și argumentat prin conținutul lucrării. Așa. Recomandările care sunt făcute acolo, deci vor avea un impact foarte mare asupra expunerii lucrării pentru a lua unei decizii corecte. Cum corect inființatul plantației modernului, care este sistemul, cum de făcut ca sunt foarte rapid perioade economic și toate alte procedei care sunt la bază producției fructelor de calitate superioare pentru a obține un profit în alt plan de hectar. Totodată, autorul face unei propuneri argumentate, logic, în baza cercetărilor pentru livezile moderne, dar ce este important și pentru livezile clasice. Ca direct producătorii să obțină fructe de calitate superioară și în livezile clasice. Acolo unde, la momentul de față, deci se poate îmbunătăți calitatea la fructe. În concluzie, consider că teza de doctor cu titlul creșterea și fructificarea cireșilor în funcție de sistemul de conducere și tăierea pomilor, elaborată și prezentată astăzi de domnul Ivanov, prezintă o cercetare finalizată în baza temei abordate în teză. Este de mare importanță și actualitate fiind logic concepută, are un stil de exprimare clar și coerent. Teza de doctor corespunde tuturor cerințelor de rigoare, înaintate față de o teză de doctor în științe ale ANACEC. Și, în primul urmare, vin cu propunerea de a-i se conferi autorului, domnului Ivanov, titlul de doctor în știință, agricolă la Societatea de Pomicultură. Mulțumesc, domnul doctor. Vă ascultați, domnul, cu prima dată. Nu, nimic, e foarte bine. Foarte bine. Mulțumesc, președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Vreau să spun că importanța culturii din cireșul este foarte mare. Și domnul Bob a spus că am exportat 75.000 de tone deja de prune. O să răspund, anul acesta, 2.100 de tone de cireșă au fost exportate pe piața Uniunii Europene. În mari ponte, Germania, Polonia, Spania, chiar și în Italia, un producător o exportat în Italia fructe de cireș. Aceasta demonstrează că cultura în cauză este vie și are un viitor foarte mare în țara noastră. Dar pentru a atinge acele performanțe care ne dorim în privința calității, este necesar de a menține acel lanț tehnologic care este necesar pentru a spori calitatea. Și prin lucrarea care a fost prezentată astăzi din domnul Ivanov, noi lucrul acesta am observat că dumnealui a început cu ce? Portaltoie, distanțele de plantare, formele de coroană,
tăierile la diferite perioade de ontogeneză a culturii Cireșului, care are o importanță foarte mare. Plus la aceasta, observăm că spunea că, deci, că domnul Ivanov cam 11 ani a făcut studiu, dar acest studiu îndelungat a servit pentru școala doctorală a domnului profesor Balan, care a luat direcția în Cireșului, să mai determine niște ipoteze noi de cercetare, unde dumnealui, prin diferite metode și acțiuni asupra pomilor de cireș, străluie să diminueze acea macrostructură vegetativă în favoarea celor microstructurii roditoare, adică să nu crească lemn, dar ce să producă, să producă fructe și să, prin aceasta, sporim calitate. Deoarece tot spun 28-28 de milimetri, dar vreau să spun că anul acesta s-a procurat și cu 26 de milimetri, deoarece acel consumator european a înțeles ce înseamnă cultura aceasta și calitatea la cireș produsă în Republica Moldova. Și nu zădar domnul profesor Bujoreanu a pus întrebarea, ați făcut biochimie, fiindcă lucrurile acestea pe viitor trebuie luate în considerație, că are iarăși un aspect destul de interesat în cercetările care se fac în continuare. Obiectivele care au fost la număr 4, ele se regăsesc foarte bine în recomandări, ceea ce este destul de bine argumentate, obiectivele, recomandările au fost iarăși argumentate și prezentate și a să aibă o valoare foarte amplă pentru producătorii de cireș în continuare. Valoarea aplicativă, nu vreau să mă opresc, să opresc și alți vorbitori, dar să văd 4 experimente, dar deja am 4 gospodării să implementează lucrurile astea, dar cât încă sunt gospodării care implementează aceste elemente tehnologice care au fost discutate astăzi în cadrul susținerii date. Plus la aceasta, foarte multe seminare au fost mijlocite în întreprinderile acestea unde s-au efectuat experiențele acestea. Iarăși arată acea importanță, o evaluare aplicativă a acelor rezultate care au fost obținute în teză. Dacă vorbim despre lucrare, ea observăm că include 4 capitole, concluzii și recomandări, plus acele anexe. Conținutul lucrării corespunde titlul, practic ne-am uitat, titlul acelor obiective, adică lucrul acesta se referă. Plus la aceasta, materialul de lucrare, cât și cel prezentat astăzi de competitor, este foarte bine redat prin tabele, prin grafice, are o analiză sintetică destul de reușită. Lucrul acesta îi face o pregătire profesională și poate de sine stătător pe viitor să monteze, ori să pună experiență care și dumneavoastră îi face deja în cadrul întreprinderii, cu cultura mărului, cultura prunului. Anul acesta știu că fondează, o fondat am deja o plantație nu prea mare de piersic, adică dumneavoastră nu s-a oprit numai la cultura cireșului, ca studiatul și gata. Mai are niște forme de coroane la alte soiuri care nu au fost prezentate în lucrare. Plus la aceasta și observăm că materialul prezentat este bine structurat. Are o analiză argumentată, coerentă și este pus foarte bine în lucrare. Este așezat în lucrare, tabelele, grafice, adică la momentul care este necesar. Plus la aceasta observăm că lucrarea este în întregime, corespunde în întregime acelor cerințe care sunt înaintate de către ANACEP. Adică cât trebuie să fie introducerea, cât trebuie să fie obiectivele, revista literaturii și așa mai departe. Deoarece sunt lucrări care nu se încadrează în parametrii respectivi. Ce aș dori pe viitor? Aș dori ca dumneavoastră să nu se oprească la cele ce a înregistrat la momentul actual, să continue acele cercetări, nu importă, că e cultura cireșului, că de sau alte culturi, fiindcă și noi cei din cadrul departamentului avem necesitate de ce? De un sector experimental, unde spunem acele cercetări care împreună cu acei competitori care sunt tezele, să mergem înainte.
În privința la ce s-a vorbit, ce a spus și domnul Rupință, pentru noi este un lucru foarte important, deoarece chiar astăzi observăm că ascultăm o teză, la alta a fost stabilită data următoarei susținere. Și ar fi binevenit ca lucrul acesta să nu se oprească, să nu se frâneze, dar să fie în continuare. În privința la teză, vreau să mai menționez că ea este o lucrare finalizată, este bine argumentată, competitorul a dat dovadă că este un cercetător bine pregătit și propun ca această, ea corespunde cerințelor acestei și această lucrare, domnul Ivanov, să fie conferit calificativul de doctor științe agricole la specialitatea omicultură. Mulțumim, domnul doctor. Stimați colegi, tema mezii este foarte. După că cu 20 de ani în urmă, când fostul Institut de Comicultură, cachetă de comicultură a fost din Universități Agrare, a elaborat și un program de dezvoltare mai departe a comiculturii în Republică. Și uitați-vă, practic, în acele 20 de ani, indiferent ce guvernare nu au fost, comicultorii au făcut ceea ce au trebuit, sub fiecare an suprafețele, mai ales a speciilor sâmburoase, au crescut și să vede rezultatul final acestor recomandări care le face și oameni de știință și implementează producătorii în producție. Dacă să vorbim despre teză, atâția factori, practic, toate elementele tehnologice au studiate. Și soiul, și portaltoiul, semne plantare, și forma de coroană, și tăierea în plantație pe lot. Dacă mai adăugăm și încă studiul sistemul radicular, unde iese iarăși cu niște recomandări la ce adâncime trebuie să irigăm, la ce adâncime trebuie să căpătăm socul, producem. Practic, rămân numai elementul tehnologic, nu a fost studiat în această lucrare, protecția plantelor. Un volum foarte mare. Numai după numărul de lucrări publicate care sunt, peste 30 ceva de lucrări, eu cred că a trebuit și cu inițiativă de așa persoane care sunt cu așa număr, să fie publicat în formă de referat științific, fără de teză. Pentru că 30 ceva de lucrări publicate în această perioadă este un volum foarte mare. Lucrarea este bine scrisă. Dar principalul este că raportarea lucrurilor, a face comparație cu ceea ce a fost la Consiliul, la seminarul științific și acum, și atunci au vorbit, au prezentat bine, dar acum încă mai bine. Se vede persoana mai lucrată cu materiale și mai departe. Este o propunere, domnilor, lucrarea aceasta trebuie numai decât publicată. Mai vorbim chestia asta. O monografie. Pentru că mulți oameni vor să vadă materiale științifice de ce trebuie să pună o plantație intensivă. Negătând că dumneavoastră ați demonstrat și plantația extensivă, acum spun intensivă, pot aduce un profit oricare, și plantația superintensivă, alt efect economic, dar practic, în general, cultura cereșului este și va fi o cultură rentabilă și suprafețele vor fi mărite, pentru că, practic, fiecare producător va să aibă beneficii. E clar că au fost pe mai multe plantații de măr, acum se mai mișorează, dar trebuie și prunul, cireșul, vișurul, perciul și mai departe. Sistemele pe care le-ați spus dumneavoastră sunt binevenite pentru culturile astea, mai ales la cireș, dar pot să o introduci și la vișur și la canis, mai complicat este la prun, și la peste că dăm aloc în perioada de roticiu, cam oameni au frică să stai și mai departe, dar este concluzia făcută foarte bine și mai ales că unele elemente sunt brevetate. Ce înseamnă o clare și inițiativă? Multe brevetive, așa ne gândim, dar să faci ce te și atâția ani, multe și ani de zi, sau ori
macar la un privet pentru un doctorat. Asta e foarte. Eu m-am votat pentru ca să fie cuferit titlul, pentru că îl meritați. De multe ori mă uitam după publicația care m-a spus-o, v-am cunoscut numai la seminarul științific și am văzut în de ce persoana nu este cu care, dar trebuie. Atâtea căutat și mai departe. Vă felicit, succesă și nu vă opriți, pentru că din materialele care trebuie dumneavoastră și s-a făcut și când mai și la concluzie. Dar asta vreme vă rata și să ne văzut de bine. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, în adresa Consiliului Specializat s-au venit avizie de la diferiți științifice referitoare la promovarea științifică și aplicativă a lucrării. În total sunt 10 avizuri. Avizurile au convenit din partea domnului profesor Cașiu, doctor în științe agricole, Institutul Științific Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare. Aviz din partea profesorului Mihai Strate, Departamentul Horticultură, Universitatea de Științe a Vieții, Unionescu de la Prat din Iași, Facultatea de Horticultură. Din partea decanului Facultății de Horticultură, Universității Agrare de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, domn profesor Adrian Asenică. Din partea directorului Grădinii Botanice Naționale Institut, domnul doctor științe biologice Ion Roșca. Din partea directorului executiv al Asociației Moldova Fruct, domnul doctor Iure Fabra. Din partea doamnei Andreuca Valentina, conferențiar universitar, Departamentul Agronomie. Din partea conferențiarului universitar, doctor, Departamentul Horticultură și Silvicultură, Sergiu Popa. De asemenea, aviz din partea Departamentului Horticultură și Silvicultură, expediat de către domnul doctor, conferențiarul universitar, Ion Râbiță. De asemenea, mai este un aviz din partea rectorului superior, Departamentul Horticultură și Silvicultură, doamna Ina Bălici. Și domnul Rămășescu, doctor în agricultură, de asemenea a expediat un aviz. Dumnealui activează ca manager regional în cadrul societății corespundere limitată, Vitrade. Practic toate avizele pervenite în adresa Consiliului Științific Specializat nu conțin obiecții. În ele se estimează că teza domnului Emanuel Igor prezintă o lucrare finisată. Actualitatea studiului este incontestabilă, scopul și obiectivele lucrării sunt clar determinate, în studiu s-au utilizat metode adecvate și moderne de cercetare științifică, plus aceasta, materialul experimental este reprezentat foarte amplu, este redată analiza statistică a datelor obținute, a fost efectuată pe lucrarea statistică a datelor care sunt puse în lucrare, notate și originalitatea științifică, semnificația teoretică, valoarea aplicativă a lucrării, de asemenea, sunt redate în aceste avize. Plus aceasta, sunt redate obiectivele care au fost și realizate cu succes. Concluziile și recomandările elaborate de autorul tezei sunt foarte ample și merită de a fi implementate în producție. De asemenea, la toate avizele parvenite din partea diferitor instituții de cercetări științifice cât din țară și peste hotare, este că una și aceeași doleanță ca teza corespunde exigențelor înaintate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetarea Republicii Moldova. Iar domnul Igor Ivanov merită acordarea titlului de doctor în științe agricole. Stimați colegi, fiecare membru al Consiliului Științific Specializat a primit hotărârea, al proiectul de hotărâre. Dacă sunt ceva observații, vă rog, notați, adică sunt bunătățim, eu dau citire, fiindcă așa e scris în scenariul care este câteodată citire, hotărârii, adică proiectul.
Consiliul Științific Specializat de 496.3 64 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei referitor la teza de doctor agricultura domnului Igor Ivanov, tema creștere și fructificare cerealului în funcție de sistemul de conducere și tăiere a pomelor, prezentată pentru obținerea titlului de doctor în științe agricole la specialitatea 401.06 pomicultură. Teza domnului Ivanov Igor prezintă un studiu complex dedicat studierii, elaborării și implementării tehnologiei moderne de înființare și întreținerea plantațiilor intensive de cireș, care constituie o cale de sporire a productivității cireșului prin identificarea distanțelor de plantare, sisteme de formare și tăiere a pomelor, precum și menținerea unui echilibru între creștere și fructificare. Lucrarea prezintă un studiu științific integru, finisat privind determinarea intensității proceselor fiziologice de creștere și rodire la soiurile de cireș, valerici cavo și record, autoidic portaltoid generativ Mahalev și al soiului Figaro Curlat, Adriana, Firovia, Corte, Estina, Lapis și Regina, autoidic portaltoid vegetativ de Zela 6, în zona de sud și de centru a Republicii Moldova. A doilea, elaborarea modelului și procedeilor tehnologice ale formării coloanei pomelor de cireș în formă de cubă ce răspunde la o, la o serie de cerințe a pomiculturii moderne, în special în ceea ce privește randamentul la tăierea pomelor și la recoltarea fructelor. A treia, aprecierea influenței procedeilor tehnologice asupra productivității și a indicatorilor de calitate a fructelor. Și ultimul este determinarea parametrilor tehnologici și economici în vederea constituirii unor sisteme de cultură durabile integrate cu eficiență economică înaltă. Problema științifică este importanță soluționată constant în stabilirea principiilor teoretice și practice de promovare a sistemului de cultură durabile integrate, care asigură intrarea timpurie a pomelor de cireș pe rod economic și producerea fructelor de calitate și sănătoase, solicitate și competitive pe piață prin optimizarea structurii plantației la un consum redus de energie convențională. În premieră s-a efectuat un studiu complex al impactului asociației soi portal 2, distanțe de plantare, formă de coroană și tăierea pomelor asupra creșterii și productivității pomelor de cireș în sistem intensiv de cultură. Au fost elaborate procedii de formare, tăiere și întreținere a pomelor de cireș în vieți clasice și intensive, privind influența lor asupra productivității pomelor. S-au argumentat teoretic și experimental parametrii structurii plantației de cireș și menținerea lor în echilibru fiziologic. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost studiate toate etapele de constituire a plantațiilor de cireș cu soiuri din colecția mondială. Bigarul Burlat, Adriana, Ferovia, Cordia, Schina, Lapis, Regina, Autoetic, Portal 2, Vegetativ, Gizela 6, cu un nivel înalt de productivitate în zona pomicolă de sud din centrul Republicii Moldova și elaborate verigile tehnologice confirmate prin regia de invenție și apreciate cu distinții la trei saloane internaționale de invenție. Originalitatea lucrării constă în argumentarea teoretică și experimentală, în analiza informației mutuale și în elaborarea procedeilor de formare, tăiere și întreținere a pomilor de cireș în nivel de clasice intensive, privind influența lor asupra productivității pomilor. De asemenea, este arătată semnificația teoretică a lucrării, care constă în dezvăluirea principiilor fundamentale de constituire a plantațiilor de cireș, utilizarea portaltoailor vegetative de vigoare mică, medie, redusă, medie, mare, pentru cireș și procedeilor de formare și tăierea pomelor. De asemenea, este arătată valoarea aplicativă a lucrării, care constă în elaborarea procedeilor de formare,
de ele și întreținerea pomilor de cireș. Am găsit postul 2, deci la 306, generativ, Mahalev. Au fost elaborate procedurile de tăiere a ramurilor la pomii, metodologia de formare a pomilor, tehnologia de tăiere și de întreținere a pomilor de cireș. Cât în sistemul clasic, atât și în cel intensiv. Plus aceasta, rezultatele vor fi utilizate în plantațiile moderne de cireș în diferite perioade de ontogeneză. Autenticitatea rezultatelor științifice și concluziile tezei sunt confirmate printr-un volum suficient de date obținute pe parcursul a 12 ani și analizele prin descrieri morfologice, evaluări de biometrie, analize fiziologice și fizico-chimice, metode statistice. Materialele de bază ale tezei au fost publicate în 34 lucrări științifice, ce s-a menționat, brevetul de invenție și sunt arătate acele 557 cozi de autor. Rezultatele cercetărilor științifice au fost prezentate și discutate și aprobate la ședințele Consiliului Facultății de Horticultură în perioada anilor 2012-2022. Au fost discutate de asemenea la 15 conferințe naționale și internaționale, la 3 savane de inventică. Și aici este menționat care sunt savanele acestea de inventică. Plus la aceasta, de asemenea, a fost ascultat teza și aprobată la seminarul științific din profil din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care a avut loc pe data de 11.07.2023. Consiliul Științific Specializat consideră că teza domnului Igor Ivanov cu tema creșterea și fructificarea cireșului în funcție de sistemul de conducere și tăierea pomilor corespunde cerințelor regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu privire la funcționarea Consiliului Științific Specializate și conferirea titlului științific și științific cotizația Republicii Moldova, iar autorul merită pe deplin titlul științific de doctor în științe agricole la specialitatea 411.06 pomicultură. Consiliul Științific, asta până primul asta până aici. Stimați membri, sunt niște propuneri, poate aveți propuneri de abonătățiri, sau ceva găsit în proiectul hotărârii, poate... Discris în ea și dacă da. Colectăm și... Da, lasă să le prezentați la un secretar științific. Aici, la urmă, poate eu nu-s corect, nu știu cerințele, dar 5 membri votează, adică, dar noi votăm practic 7 membri. 5 votează. 5 votează, domnule. Referenții oficiale nu votează. S-a schimbat, deci votează. Așa e regulamentul. Acum numai... Votează toți referenții la tezele care au fost doctoranți înmatriculați după anul 2015. În școală doctorate. Dar până la 2015 votează numai membrii Consiliului. Acum, așa e regulamentul. Membrii Consiliului Științific se retrag într-un birou separat pentru a vota votarea nominală acestui proiect de hotărâri. Stimați colegi, procesul verbal numărul 3. Privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 11.06.23.64, specialitatea altului 411.06, pomicultura din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, la ședința din 6 noiembrie 2023, în vederea conferirii titlului științific de doctor în agricultură, domnului Ivanov Igor, în baza susținerii publice a tezei cu tipul creșterea și fructificarea cireșului în funcție de sistemul de conducere și tăierea pomilor, au fost prezent la vot 5 persoane. S-a votat pro 5 persoane, contra 0. Acesta este rezultatul. Dați-mi voie ca din numele dumneavoastră să-l fășite pe domnul Ivanov cu conferirea acestui titlu onorabil să fie ținătos și după domnul președinte, de mersă, dar încearcă împrimința la Să semnez, nu, să dați știri, bine așa.
președintele Agenției Naționale de Asigurare Calității și Educație și Cercetare, doctor științe tehnice, conferențiar universitar Andrei Chiciuc, da? Chiciuc, da, demers. Consiliul științific specializat de 411-06-23-64 din cadrul Universității Tehnice în Moldovei, prezintă dosarul de atestare pentru examinare și conferirea titlului științific de doctor științe agricole a domnului Igor Ivanov. Soțiunea tezei cu tema creșterea și care cereșilor în funcție de sistemul de produci și tăierea pomilor, la specialitatea 411-06 pomicultură, a avut loc în ședința Consiliului Științific Specializat de 411-06-23-64 din 17 noiembrie 2023. Președintele Domica Gata. Și-o semnat. Sunt fără chestii. Mergem mai departe după programul ședinței. Se oferă cuvântul candidatului la titlul științei. Onorată asistență, stimați membri a Consiliului Științei, domnul președinte, eu am avut mare onoare în fața dumneavoastră astăzi să prezint această lucrare, această muncă titanică de peste 10 ani, la baza căruia a fost întreg contingentul catedrei de horticultură, de pomicultură și chiar întregii facultăți. Îmi permiteți-mi din clipele dați să răspund, stimați colegi, să aduc sincere mulțumiri părintelui științific, domnului Valerian Balan. Practic, dumneavoastră a menționat că ne cunoașteți de la începutul călcării mele pe pragul științei la intrare la facultate. Eu pot să menționez cum mai înainte ne cunoaștem, am făcut cunoștință într-o levadă de mări, într-o levadă de soiul banan zilnic, o levadă moștenită încă de pe vremea bunilor, unde dumnealui a venit cu un seminar. Rolul ureii în calitatea fructului. Și uite, de acolo, taică-mi mi-a zis dumneavoastră, îți va fi de cap. Îți ai grijă cum asculți acum și cum ai să asculți în anii de facultate. După facultate m-am întors înapoi în cadrul gospodăriei, m-am dus bucuros cu pieza de licență sau cu certificatul ăla de absolvire. M-am dus la taică-mi, taică-mi mi-a zis, cu gândul cum mai ia locul. Apoi am venit. Dumnealui mi-a zis. Nu. N-ai să lucrezi în întreprinderea ta. Îți dau 5 hectare. Ai să reușești, ai să faci față. Ai să moștenești întreprinderea, nu? Să știi că în anii de facultate am mai fost și la Primarea Bretanie, la Robin. Pe experiență. Adică, noi ziceam că e experiență, dar Robin am fost. Acolo m-am întâlnit cu un polonez care mi-a zis și că tu aici, tu ai întreprindere în casă de 400 de hectare și tu stai aici la Robiești la noi, fuge acolo și încearcă să faci ceva. Acel 5 hectare, practic, în prezent s-au transformat acum într-o 100. Am început-o cu cultura leguminoasă. Acum mă acces mai mult pe pomicultură. Întreprinderea Plutaicul practic, acum e întreprinderea noastră, pot să zic. Dacă atunci stăteam cu, și cu investiții și cu astea separat, practic, acum suntem împreună. Vreau să aduc sincere mulțumiri întregii catedre, timpul oferit de dumneavoastră pentru studierea acestei teze. Vă spun încă o dată mulțumesc și sper să ne auzim. Cu alte întrebări, să ne auzim în câmp, să ne auzim de vorbe bune, să ne auzim de schimb de experiență. Vă spun mulțumesc, sănătate
Și o mai bine. Stimați colegi, am ajuns la ultimul punct al regulamentului. Eu trebuie să închid ședința. Vă mulțumim pentru lucrul care l-ați făcut.